Ungaria, cu tremur la nivel european. Victor Orban, gest șocant de la Budapesta. Premierul ungar Victor Orban a ironizat luni Parlamentul European, după ce mai mulți membri ai instituției au fost implicați într-un scandal de presupusă corupție. Prim-ministrul ungar a făcut o postare surprinzătoare pe pagina sa de Twitter. Premierul ungar Victor Orban a ironizat luni Parlamentul European. După ce au apărut acuzații potrivit cărora unul dintre vicepreședinții pe ar fi acceptat mită din partea Qatarului pentru a-și îmbunătăți imaginea. Victor Orban ironizează Parlamentul European. Bună dimineața Parlamentului European, a scris Victor Orban pe Twitter alături de o fotografie din 1981 cu foștii președinți americani Ronald Reagan și George Bush într-un grup de oameni care râd. Textul de deasupra fotografiei, care este folosită în mod obișnuit ca meme, spune și apoi au spus că pe este serios preocupat de corupția din Ungaria. Gestul lui Orban vine după ce Comisia Europeană a recomandat înghețarea a 13 miliarde de euro din fondurile UE destinate Ungariei. Din cauza îngrijorărilor legate de corupție și a riscurilor pentru statul de drept. Comisia a afirmat că Ungaria nu a reușit să introducă reforme anticorupție adecvate. Parlamentul European a votat de asemenea să nu elibereze fondurile.